Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent, generală, colectivă. Vă rog tare mult, dacă nu rezonați, să lăsați deoparte cele auzite. Folosiți-vă de asemenea discernământul și luați cele mai bune decizii pentru voi în funcție de voi înși vă, nu doar de ceea ce auziți aici. Să vedem despre ce este vorba. Voiam să mai menționez pentru cei care mă întrebați de traduceri. Nu le fac eu. Eu fac doar scriptul pentru limba română, după care le încarc în spate, în aplicație, în YouTube, iar de acolo YouTube-ul le sincronizează. Așa, nu am niciun fel de control asupra limbilor străine, mai ales pentru că sunt foarte multe și nu cunosc atâtea, oricât de mult mi-aș fi dorit. Încercați să faceți setări, să mergeți în setarea clipului și să reduceți de acolo viteza de playback. Relație, plan material, sănătate sau medical sau emoțional. Mi-a venit un puternic miros de mosc. Nu știu ce legătură aveți cu acesta sau dacă vă place. Mosc mai poate fi și moschee, ceva cu o casă de rugăciuni. Sau poate locuiți pe lângă vreun lăcaș de cult, biserică, templu, ceva de genul acesta. Sau poate lucrați, iată, pe lângă acest tip de clădiri. Și văd o vrabie, un porumbel. Poate niște mesaje vin către voi sau de acolo sau pentru voi dedicat. Avem la relație 7 de spade, avem înaltul preot, avem 8 de monede și temperanța. Pentru unii dintre voi s-ar putea ca cineva de la locul vostru de muncă să vă facă avansuri insistent și să vă fi scos un pic din starea voastră de confort acest lucru. Pentru alții dintre voi, văd că depășiți o perioadă de stres alături de partenerul vostru de viață, că sunteți într-un cuplu, într-o căsătorie și că decideți să faceți lucrurile să meargă mai bine. Cumva se liniștesc apele pentru voi. Pentru alții dintre voi, văd că sunteți determinați să o luați pe compropriu în relație și să înlăturați sabotajul. Și sabotajul, când spun sabotaj, mă refer la autosabotaj, la nu mai aștepta să se întoarcă cineva, să primiți vești de la cineva și așa mai departe. Pentru alții dintre voi, s-ar putea ca partenerul vostru de viață să vă fi trădat încrederea cu un coleg, o colegă de serviciu sau cineva apropiat, cunoscut și voi să fi descoperit acest lucru, că s-a petrecut ceva în afara căsniciei voastre, predominant pentru cuplurile căsătorite. Pentru alții dintre voi, sunteți în cupluri stabile sau în cupluri despre care nu știți cum vor evolua, pentru că unul dintre voi vrea să mai aibă răbdare și tot tărăgânează, iar celălalt vrea căsătorie sau vrea relația să devină mai stabilă. Șapte de spade mai înseamnă și o strategie despre cum aș putea să fac lucrurile acestea să meargă. Fie vorbim despre altcineva care are legătură cu voi, care are o strategie de a manipula ușor un context, o situație, astfel încât să vă facă pe voi să stați de vorbă cu ei, iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca voi să tot încercați prin diverse mecanisme din acestea mai atipice să faceți pe cineva să stea de vorbă cu voi. Vedeți cum rezonați cu acestea, pentru că în tot cazul direcția în această
citire pe zona de relații este temperanța, diplomație și egalitate și să avem răbdare unul cu celălalt. Mă refer strict la aceste cazuri, nu la cele în care îmi spuneți a plecat, m-a făcut să sufăr. Dacă a plecat, trebuie să trecem cumva peste. Dacă rămânem acolo, este alegerea noastră în trecut și trecutul nu există, adică practic ne pierdem energia vitală în fiecare zi. Vitală, nu energia pe care o canalizăm zi de zi, nu, energia vitală. Iar acest lucru duce la boală. A ieșit din pachet 3 de cupe și evident că sunt două scenarii. În primul și în primul rând în tarot acest 3 de cupe este bucuria sufletului și abia apoi triu amoros. Dar un 3 de cupe aici cu 7 de spade, într-adevăr, pentru unii dintre voi, s-ar putea să descoperiți că partenerul vostru de viață în care voi ați avut încredere că este corect sau corectă, are o relație sau a avut ceva, un fling, o interacțiune, un zâmbet, un text, un mesaj cu vreo colegă sau cu vreun coleg de serviciu. Pentru alții dintre voi, s-ar putea ca partenerul vostru de viață să fie evaziv, să pară dubios sau să pară că ascunde ceva zilele acestea, dar este pentru că s-ar putea să dorească să vă propună ceva mai stabil de atât. Să vă mutați împreună sau să avansați în tot cazul în relație. Iar pentru alții dintre voi este o bucurie, o bucurie oficială. S-ar putea ca cineva să vă invite să îi fiți jumătate, pereche, să vă invite la o întâlnire, undeva la o petrecere sau la o ocazie oficială sau la un dineu sau la teatru, ceva de genul acesta. Și acest lucru vă va produce bucurie. 2 de cupe. Bucurie în cuplu pentru foarte mulți dintre voi. Cuplul vostru se sudează. Puteți, dacă ați fost într-un trio amoros, cineva acum vine și vă dovedește negru pe alb că acea perioadă s-a terminat și va fi liberul vostru arbitru despre cum veți dori să continuați de acum înainte, dacă să iertați sau nu, pentru că aici văd că sunteți în fața unei decizii. Pentru alții dintre voi, descoperiți într-adevăr că cineva la care voi țineți foarte mult, poate nu neapărat că v-a trădat cu cineva, ori poate cu mai mulți, ori poate nu este serios, pur și simplu nu este serios, una spune și alta face. Și nu știți dacă să aveți încredere sau nu în această persoană. 10 de bâte. Unii dintre voi sunteți chinuiți de dorul cuiva și v-am spus, este fix alegerea voastră dacă continuați acest lucru, pentru că persoana respectivă, într-adevăr, pare că v-a făcut rău și cu toate acestea nu era potrivită pentru voi. Din ce văd eu aici, pentru foarte mulți dintre voi, cine a plecat rămâne plecat. Iar pentru alții dintre voi, s-ar putea să revină în viața voastră. Este atât de complexă energia astăzi că este absolut șocant. După ce ieri nu am putut să înregistrez din cauza ploii, astăzi e cumva foarte încărcat mentalul colectiv. Deci, pentru unii dintre voi, aveți bănuieli că s-au întâmplat lucruri, scenarii și așa mai departe. Însă, persoana la care vă gândiți voi, revine acum, revine cu o dorință echitabilă, corectă, de a sta de vorbă, diplomat și de a desluși misterul timpului în care nu ați fost împreună. Pentru alții dintre voi, descoperiți că partenerul vostru de viață, posibil să fie avut, că spun posibil, sunt drăguță, a avut ceva cu cineva din afara casei, de la serviciu, sau v-am spus, din cercul apropiat sau ceva de genul acesta, sau cineva cu care se vede zilnic, poate nu este neapărat de la serviciu, ci implică o rutină, și să vă ceară scuze. Voi să fiți foarte consumați de acest lucru, să spuneți că nu puteți să treceți peste, dar persoana aceasta să insiste. Cineva insistă aici, cumva să vină către voi și să își ceară iertare sau să stea de vorbă cu voi. Pentru unii dintre voi această persoană va veni schimbată, dar pentru alții dintre voi va veni la fel de imatur cum a și fost înainte, de altfel.
pentru 3 de cupe, 7 de spade, o clarificare, 20, judecata, o renaștere, cineva regretă dacă a făcut vreo abatere de la normele de conduită ale unei relații, regretă clar și vrea să revină să stați de vorbă sau vrea o șansă să explice, pur și simplu vrea o șansă să explice ce s-a petrecut acolo. Pentru 8 de monede, 2 de cupe, avem din nou temperanța. Indicat ar fi dacă aveți oportunitatea să ascultați și să aveți această conversație, pentru că va fi eliberatoare pentru voi. Iertarea nu o faceți pentru nimeni altcineva decât pentru voi. Nu vă raportați la iertare ca la te ierta pe tine să fac ție un bine. Nu, iertarea este doar pentru noi, pentru noi înșine. Nouă ne face bine. Pentru temperanță și 10 de bâte, pentru acea consumare, pajul de monede. Ați vrea să faceți ceva, sunteți la nivel de intenție, nu știți ce să faceți, ați vrea să stați de vorbă sau poate veți avea dubii dacă să ascultați ce are de spus persoana care este în discuție aici sau nu. Iar recomandarea energiei este să o faceți pentru că vă faceți bine vouă. Avem un cățeluș aici care este un semn de loialitate, dar față de voi înșivă, vă faceți bine vouă dacă iertați, dacă aveți claritate, pentru că voi rămâneți agățați în trecut. Iar pentru ce avem aici, marele preot și pajul de băte, avem 6 de spade, vindecare. Există posibilitatea de a păși către o linie a relației calmă. Deci există posibilitatea aici de pace, de liniște, de vindecare și de a da un pas cumva înapoi. Adică din frustrare, ceartă și așa mai departe, să ajungem din nou la un fel de armonie, cel puțin mentală. 9 de cupe și aveți foarte mare putere să materializați tot ce am spus aici, dar trebuie să vă vină din suflet, să vă întrebați foarte mult în momentul în care accesați citirea ce vreți cu adevărat de la viață și de la această persoană. În setul acesta de cărți, fiica mea a mușcat când era mai mică cu plăcere din el și aici este un conflict de îmbucătură, conflictul că nu pot să mușc, nu pot să fac nimic. Deci este cumva, nu pot să fac voia sufletului meu. Dacă veți fi calmi, înțelepți, temperați, veți putea să și aflați ce se întâmplă aici. Pentru cei căsătoriți sau într-o relație stabilă, veți putea aduce înapoi relația pe linia de plutire, pe armonie. Pentru cei care sunteți separați de tot, există posibilitatea să auziți, să primiți vești, mai ales dacă stați pe lângă, v-am spus, ceva clădiri, lăcașe de cult, biserici, monumente, templu, nu știu ce mai poate fi, sinagogă și așa mai departe, moschee. Pentru cei care sunteți doar certați sau vă bănuiți de lucruri necurate, acest lucru se poate discuta și puteți să faceți o alegere, da? Dar în liniște, după ce lucrurile se echilibrează și ascultați și varianta cealaltă. Știu că vă este greu, văd că vă este greu foarte multora dintre voi, dar este sfatul energiei și recomandarea energiei pentru a vă fi bine. Adică lucrurile în general trebuie să fie nici eu, nici tu, noi amândoi suntem unul, pentru că noi toți suntem unul. Nimeni nu e mai bun ca celălalt. Iată, onoare, cinste și onoare, dacă cineva revine către voi, este mustrat de conștiință și oricât de imatur sau matur emoțional sau pur și simplu mental ar părea acest om, este împins de conștiință. Pentru aceia dintre voi care vă regăsiți aici, pe planul profesional sau material, avem cavalerul de cupe, 6 de cupe, 8 de bâte, înalta preoteasă. Pe planul profesional, așteptați
din suflet, o veste. Așteptați ceva ce vi s-a promis. Vi s-a promis în trecut că se întâmplă ceva și așteptați acum ca cineva să își țină promisiunea. Această promisiune este una care v-a făcut plăcere, da? Este ceva ce vă doriți voi. Cineva a spus, lasă că te ajut eu, iar voi așteptați acel ajutor. Și tot încercați să aflați sau tot emiteți niște unde energetice de neliniște despre când, când se poate întâmpla acest lucru. Pentru alții dintre voi veți primi neașteptat niște vești foarte bune care vă bucură sufletul la nivel financiar, da, desigur că la nivel financiar, fie la serviciu, fie, nu știu, de pe la bănci, de unde aveți voi treburi, fie în legătură cu banii sau vă accesați contul și vă dați seama că v-au intrat mai mulți pănuți. Important este că vin niște vești foarte bune aici pentru voi. Cavalerul de spade și pajul de spade. Despre niște acte pe care trebuie să le semnați. S-a discutat ceva înainte, ați depus niște cereri, ați depus niște declarații, ați depus niște acte, ați depus niște petiții pentru vize, acte, taxe, chestii de genul acesta. Ei, vine ceva înapoi din trecut. Asta văd, dar sunt atâtea situații încât, credeți-mă că nu sunt Google și e complicat, pentru că eu le văd într-un fel și dacă aș sta de vorbă cu fiecare dintre voi, ați vedea că rezonează, că ajungem la aha, exact așa, dar alminteri este prea complex. 10 de monede, v-am spus, bani. Deci, cumva, că voi, partenerul de viață în casă, are legătură cu casa, cu serviciul, cu vă vin niște bani din niște declarații sau un credit poate fi, sau o vânzare-cumpărare, o semnați, sigilați acolo un acord, bateți o palmă, vești bune. Pe planul emoțional și la sănătate, pentru cei care sunteți curioși cum fac să văd aici, vă voi spune așa. Cărțile de tarot au omolog astrologic, corespondență în astrologie, iar astrologia are o întreagă ramură medicală pe care o studiez. Mai mult decât atât, studiez cauzele spirituale ale bolilor. Așa fac. Nu mă uit pe peretele din față și inventez sau scornesc. Nu, dar eu pot să văd ceva și să fiți 1, 2, 10, 100 care rezonați cu asta, pentru că așa se emite pe internet și atât pot să culeg așa. La planul emoțional avem cavalerul de monede, avem împărăteasa, roata destinului și 5 de cupe. La planul emoțional văd că sunteți ușor triști pentru că trebuie să plătiți niște analize ca să faceți o investigație. Deci că niște bănuți ar pleca de la voi acum. Sau, pentru alții dintre voi, văd că sunteți în afara stării voastre de bine și cercetați să mergeți la medic unde trebuia să mergeți de foarte multă vreme, dar este exact ceea ce trebuie să aveți, pentru că împărăteasa spune că este bine, că trebuie să ai grijă de tine. Pentru alții dintre voi, dacă erați triști, împărăteasa vine și suprapune, suprascrie această tristețe cu stare de bine. Deci este ceva de genul, îmi doresc ceva tare mult și sunt trist în așteptarea acelui lucru. Iată că a venit momentul să primești. Aici avem zona tiroidei, zona gâtului, posibil gât uscat, posibil secreții în gât, posibil șoldurile, posibil pe aici partea de aparat reproducător sexual, prostată, la doamne, ginecologie și așa mai departe. Deci provocările acestea pot fi sau pe acestea le culeg acum din eter. S-ar putea unii dintre voi să auziți despre cineva care a fost însărcinată că a pierdut o sarcină sau unele dintre dumneavoastră, doamnelor, să fiți triste că nu puteți concepe și în sfârșit să aveți parte de o surpriză minunată și să puteți deveni părinți sau mame.
Sau să auziți despre cineva, v-am spus. Împăratul. Veți ține sub control toate provocările de aici. Le veți ține bine. Împăratul este berbecul, iar berbecul nu are timp să gândească. Berbecul acționează și trăiește un pic mai mult ca celelalte semne astrologice în prezent. De ce? Pentru că el nu are timp să cugete, el face. Și fix ca animalele, animalele nu se gândesc la ziua de ieri și nici la ziua de mâine. Ele știu că trebuie să primească popica acum și să supraviețuiască sau să trăiască în momentul prezent. Ei, asta aveți de făcut aici pentru regenerare și revitalizare. Controlul minții și al emoțiilor. Știți că e prin filmele acelea cu specific asiatic, Kung Fu, Shaolin, Qigong și așa mai departe, unde spun master your mind, controlează-ți mintea, controlează-ți emoțiile. Asta veți avea de făcut aici. Și pajul de bâte. Controlează-ți mintea pentru a putea avea cum să ajungi la lucrurile pe care ți le dorești, la a trece peste orice posibilă provocare de sănătate ai putea avea. Controlează-ți mintea pentru că tu, prin ce simți, ești ghidat de energie. Să faci lucruri. Și magicianul, după cum spuneam, puteți depăși niște lucruri aici foarte mult. Iar la nivel emoțional s-ar putea să fiți cumva triști pentru că cineva vă abordează superficial în loc să vă abordeze mai profund. Dacă se întâmplă acest lucru, comportați-vă ca atare, stăpâniți-vă mintea și emoțiile și veți vedea cât de magnetic, apetisant și atrăgător veți deveni. Atrăgătoare sau atrăgător? Ce ne spune la bază energia astăzi? Speranță. Toate drumurile duc la Roma, știți vorba aceea, dar din punctul meu de vedere, R-A-O-M, vedeți cum are, că toate limbile străine, mai ales limba română, are atâta anagramă și atâta însemnătate etimologic. Roma, dacă ne uităm ca anagramă, avem Ra și Om. Tu, omule, ai forța vitală să-ți schimbi viața. 38-12. Numărul vieții tale este 12. Taurul, aici pe pământ, poți să devii stăpân pe tot ce vezi. De ce? Pentru că tu creezi realitatea și viitorul. Natural. Ceva trebuie să decurgă natural. Iată. Vedeți că e ceva nenatural aici, lipsit de claritate. Am dat exemplul berbecului, deci cumva cred că vă consumați în gânduri și încurcați din nou speranța. Vreți ceva, dar vă îndoiți. Când te îndoiești de ceva ce vrei, nu se materializează. În loc să materializați, iată, stabilitate, materializați energie joasă. Și o vulpe, gânduri, astea sunt gânduri sabotoare ale voastre, o surpriză care apare la nivel financiar și în casa voastră, la ușa voastră, niște mesaje, niște vești, capricorn, care au legătură cu luna ianuarie sau cu joi anul acesta sau cu cineva poate din mediul rural. Avem ceva legat despre o karma, se închide, s-a realizat niște secrete. De ce are legătură cu acest lăcaș de cult? Iată V, inițiala V, Victor, Victoria. Dragostea este soluția pentru a închide această karma. Traversați o lecție care a venit ca un buzdugan. În viața voastră v-ați druncinat stabilitatea, dar pentru care puteți să faceți ceva acum, pas cu pas și înțelept. Vești. Vești care vă scot din anxietate, din nou despre karmă, norocoase.
despre o potențială ispită sau care vă dau claritate să deveniți mai înțelepți și o inițială B. Cum se spune în italiană te iubesc? Ti voglio bene, parcă, nu? Ti voglio bene. Deci te iubesc. Cumva cineva are sentimente, da? Sentimente care au legătură cu luna 9 și cu 20. Luna 9 va avea loc pe 20 aprilie. În berbec, de unde lucrurile se duc către făgașul potrivit vouă. Am spus mai pe la toate semnele că această lună nouă din berbec a avut loc acum 18 ani, aceeași conjunctura astrală, pentru că trăim în cercuri, același tip de energie cumva. Și 18 este 9 în dumnezeirea, ciclul complet energetic, spirala, șirul lui Fibonacci, adică ceva organic, natural. Da? Se închide ceva natural, căpătați o viziune, da? Excludeți artificialul. Poate unii dintre voi sunteți artiști, alții dintre voi trebuie să vedeți mai bine situația, veți avea o realizare, o epifanie, un moment din acela de aha, și vedeți clar acum situația. Aud Coșbuc, nu știu ce legătură are Coșbuc, este un scriitor român care a scris ceva legat de anotimpuri și aici am ianuarie. Pastelurile, din nou văd artiști sau poate vedeți, vă uitați la niște lucruri sau alb, baby blue, blue ciel, au legătură sau, nu știu, cerul, cerbul, nu le pot așeza pe toate în S. În Brașov, iată. Brașov este un oraș la noi în România. Munte, este ceva legat de un munte. Sănătatea, da? Se poate regenera. Inițiala S. O cheie. Deci puteți ieși din ce traversați acum. Sincronizat. Dar vedeți că sunteți aliniați la liberul arbitru către negație, către nu. T. Mai avem aici. Și o lună nouă din nou, puteți începe ceva. Deci sunteți într-un plan dual, așa sau așa, așa sau așa. Iar aici ce mai avem? Best. Avem cea mai bună soluție pentru tine, se va dezvălui în fața ochilor tăi. Steve, o grămadă de bani, cumva, o grămadă de bani, nu știu ce, la ce vă uitați sau cine spune o grămadă de bani. Un stadion mai poate fi, să locuiți pe lângă un stadion și mesajele acestea să rezoneze mai mult pentru voi. Cineva vă aplaudă sau cineva vă recunoaște succesul, primiți un merit. TV, vedeți la TV ceva. Închideți, dragilor, televizorul, că nu e bine ce se întâmplă acolo. Ecranele acelea au RGB-ul prin care conștiința omului și proiecțiile sunt alterate. Cineva care stă față în față cu casa voastră sau lucrați față în față cu cineva sau vedeți ceva în fața ochilor voștri sau veți sta față în față, da? Stă vis-a-vis. Ceva de genul acesta. O cifră 5 sau cineva care poate locuiește la numărul 5, etajul 5, are ceva cu 5. Boss, poate fi șeful vostru. Sau poate cineva care poartă o vestă, ori conduce un motor, ori este o vestă, ceva ce apără, o vestă, un halat, ceva simbolic. Spanac, vedeți atenție la carență fier? Aici am ștevie, ștevia e ca și spanacul, deci spanacul are fier, atenție la fier, să nu aveți anemie. Cam atât, dragii mei, vă mulțumesc mult pentru atenție, pentru mesaje, pentru cât de minunați sunteți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu multă iubire. Pa, pa!